Cel mai dificil lucru în viața mea a fost să-mi pun masca de justițiar. Cred că toată lumea a întâlnit un justițiar în viața lui. Dacă nu la cinematograf, poate chiar prietenii, vecinii sau poate chiar tu. Eu am făcut pe justițiarul în mijloacele de transport în comun din Cluj, în special pe linia 32, pentru că o frecventam cel mai des. Așa că, văzând câte nelegiuiri se petrec în jurul meu, am zis că nu pot să stau impasibil și să mă uit doar și să nu acționez. Așa că am hotărât să-mi pun masca justițiarului și să acționez. Astăzi seara am să vă prezint două momente în care am acționat în postura de justițiar. 1. Întâlnirea cu omul grobian. Un tip la vreo 100 de kilograme, o ceafă de rinocer, iar îmbrăcat într-un tricou negru, care lăsa să se vadă o inscripție. Am 32 de ani, abia aștept să fac 69. Această îmbrăcăminte era destul de strântă, intrată parcă la apă, din cauza unei burs proeminente care părea mai degrabă cu, ce credeți, o gușă de găină de dimensiuni mari. Acest grobian, pentru că nu pot să zic altfel, era îmbrăcat și la patru ace cu un pantalon cu vedere la genunchi, prin care lăsa să se întrevadă fire dese și crilionțate de păr, asemenea porcilor din rasa Mangalița. Acest grobian s-a așezat în autobuz lângă mine și nici una, nici două și-a desfăcut picioarele larg de ziceai că vrea să încalece un elefant. Acest lucru m-a pus pe mine la zid, m-a strâmtorat și am decis că trebuie să iau atitudine. Și atunci am aplicat tehnica de gherilă, să câștig teritoriul invadat milimetru cu milimetru și să-i împing piciorul și astfel să mă simt și eu ca un om civilizat. Dar de unde nu am reușit? Grobianul stătea și se lăfăia în postura lui. Atunci am trecut la planul B și am întrebat, respectuos pe respectiva persoană, domnule, dar de ce stai cu picioarele așa depărtate, nu vezi că mă deranjezi? La care grobianul a spus, da, ce vrei, să-mi storcoșesc ouăle? În momentul acela, grobianul și-a dus instinctiv mâna la intersecția picioarelor, părând parcă să-și pune în ordine alfabetică ouăle despre care a făcut vorbire și s-a afundat și mai puternic în clocitoare. Am zis că e momentul să iau justiția în mâini. Așa că am făcut pe justițiarul și am presat puternic picioarele acestui grobian. El la fel mi l-a împins, deci a fost un joc dute vino, încât păream că facem Scandenberg cu picioarele. Dar după o luptă surdă de câteva minute, acest grobian a cedat și s-a comportat ca un călător civilizat. Și uite așa am reușit să am o victorie împotriva unui țopârlan, unui mârlan, sau cum vreți să-i ziceți voi. Și e prima mea victorie de justițiar. 2. Întâlnirea cu femeia fatală. O domnișoară tinerică, diformă. 90, 60, 90. Părul era alb, gâlbui, iar pe cap purta o pălărie cu boruri mari, cu numai gaburi poartă. Această domniță era dotată cu niște potcoave de cal, la care era un toc cui roșu puternic contrastant. Fața era dată cu o grămadă de fond de ten, astfel încât ziceai că este o nălucă. Dar, în schimb, avea niște buze puternic roșii, puternic, care contrastau cu fondul de ten și mai degrabă ziceai că acea persoană
este un personaj coborât din poveștile și din teatru Kabuki. Domnișoara respectivă, ce pot să zic, stătea picior peste picior, iar în fața ei stăteau trei persoane, bărbați, care se uitau la ea și așteptând parcă momentul magic văzut în Basic Instinct cu Sharon Stone. Această domnișoară avea și niște buze, am zis, botoxate, roșii și cred că mai degrabă puteau fi folosite pe post de desfundat canalizarea sau vasul de la toaletă, dar și semănau parcă cu un bot de cămilă. Această domnișoară stătea comod, iar pe scaunul alăturat își purta, îl ținea de căpăstru o geantă mare lui Vuitton. Trona lângă ea și stătea impasibilă. Noi eram aglomerați, strântorați și am decis, domnule, trebuie să fac ceva, să intru în acțiune, să fiu justițiar. Așa că, nici una, nici două, am zis că o să mă așez pe geanta acestei nesimțite. Dar, totuși, domnișoara și-a retras foarte repede geanta, așa că nu s-a întâmplat nicio catastrofă. Partea următoare a fost că, în momentul în care m-am așezat, i-am întâlnit privirea și ce credeți? Privirea ei, ochii ei păreau arme de distrugere în masă. Așa că, în secunda a doua, i-am zis că cedez locul cele mai în vârstă persoane și am lăsat-o pe persoana respectivă, mi-a mulțumit din suflet și m-a felicitat pentru demnitatea și pentru justițiaritatea pe care am dat dovadă și mi-a mulțumit. Așa că a doua oară am avut ocazia să mă prezint ca justițiar în fața celorlalți în mijloace de transport în comun. În altă ordine de idei, aș dori să spun că am observat în decursul timpului că lumea stă impasibilă, așteaptă ca ceilalți să acționeze. Așa că eu am întrebare către voi. Oare nu a sosit momentul să-ți pui și tu masca de justițiar și să acționezi? Poți fi tu următorul justițiar. Mulțumesc! Azi, Claudiu a fost justițiarul din autobuzul 32 și ne-a prezentat un discurs fascinant și plin de umor. Iar azi am să-ți prezint evaluarea mea, care va fi în forma intercalată, în sensul că am să spun una bună și una mai puțin bună. Și începem cu ceva bun. Și primul element bun a fost partea de structură și este partea de structură, că ai început cu introducere, ai creat contextul, că te aflai în autobuzul 32 și după aia partea de cuprins, cele două povești, atât cu omul grobian, cât și femeia fatală, după care a urmat și partea de concluzie în care ai indicat spre o anumită intenție de a fi cu toții justițiari. Acum, partea de îmbunătățit. Partea de îmbunătățit, consider că ai putea mai mult pe partea de varietate vocală, în special la viteză și atât în viteza în care îi spui anumită poveste, cât și atunci când punctezi, să spui ăla că mai lent și poate cu anumit volum. Din punctul meu de vedere, poate ar fi creat alt sentiment când spuneai, nu știu, cât un elefant, sau atunci când ai menționat faptul că era o armă de distrugere în masă. Astfel încât să exprim și verbal, cât și non-verbal. Un al doilea element care mi-a plăcut a fost partea de utilizarea poveștilor personale cu omul Griborian, cu elementele amuzante, 69, un elefant, era cât un elefant, femeia fatală, 60, 90, cât și partea de arma de distrugere în masă. Acum, partea de îmbunătățit, al doilea element de îmbunătățit, ar fi atenția puțin la limbaj, cel puțin în a doua poveste, cred că din punctul meu de vedere, au fost puțin deplasat în sensul că
Ai spus la un moment dat buzele erau, aveau sau buzele erau ca parcă desfundai canalul respectiv. Aș nuanța și aș pune într-un alt context, în sensul cum te-a făcut pe tine să te simți că nu ai văzut buzele. Nu știu, nu mi s-a făcut, nu mi s-a făcut silă de buzele respective sau astfel încât e părerea ta și nu e părerea din exterior. Și un al doilea element, nesimțită, eu aș încerca să utilizez alt cuvânt. Partea a treia, care a fost fabuloasă, a fost partea de imagini cât mai detaliate pe care le-ai folosit în fiecare din poveste și asta a creat mult context în fiecare poveste. Iar al treilea element pe care îi și o provocare și o parte de îmbunătățit e să utilizezi cât mai mult scena, de ce nu să te ridici în picioare cât să te exprimi cât mai ușor. Rezumând, felicitări pentru structură, pentru poveștile pe care le-ai oferit, pline de umor, imaginele foarte detaliate și te încurajez să fii atent la varietatea vocală, la viteză și atunci la volum și cât și la atenție la limbaj, iar pe viitor te provoc să folosești mai mult scena, limbajul non-verbal. Mulțumesc! Luptă mai departe!